Aș vrea doar să spun că împreună cu delegația guvernamentală am avut o întâlnire foarte pragmatică și foarte bună cu emirul Qatarului, cu miniștrii omologi, în care, dincolo de relația politică pe care trebuia și era nevoie să o consolidăm și să o relansăm, nici în Qatar, din câte știm, n-a fost un prim-ministru, cred, de la începutul relațiilor diplomatice. De asemenea, am discutat despre proiecte concrete, însă cel mai important era să aducem aminte de faptul că România este o țară importantă în sud-estul Europei, aici la Doha, unde, bineînțeles, toate țările lumii și toate companiile din lume vin pentru proiecte economice. Totuși suntem în țara cu cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor din lume și cu cele mai mari resurse de investiții externe. În rest, dincolo, repet, de partea politică, am discutat în mod concret despre proiecte economice, proiecte regionale și mai departe, miniștrii, fiecare cu omologul său, pe zona economică, pe sănătate, pe educație, au în derulare proiecte. Ceea ce pot să vă spun este că am constatat încă o dată că nu știm să ne organizăm, să ne promovăm propriile interese. Aici, la Doha, nici măcar nu avem un atașat comercial, ceea ce cu siguranță trebuie să avem și primul lucru când ajungem acasă ne ocupăm. De asemenea, un atașat pe muncă. Sunt peste 2500 de români care lucrează în diverse companii și noi nu avem pe cineva care să poată să-i sprijine în ceea ce privește raporturile de muncă. Ținem resurse în țări în care nu mai e nevoie, pentru că în Uniunea Europeană suntem, până la urmă, suntem o singură legislație și o singură țară și nu știm să ne drămuim și să ne promovăm țara și interesele. Dar cred că în urma întâlnirii de astăzi, atât cu emirul cât și cu emirul tată, am fost după aceea primiți într-o vizită neoficială, lucrurile sunt în direcția bună, imaginea despre România este o imagine pozitivă și trebuie doar să fim noi destul de deștepți și serioși ca să știm să ne promovăm. Cam asta vreau eu să vă spun. Dacă aveți vreo întrebare pe această temă, după care, sigur, pe alte teme. Ați spus că ați discutat proiecte concrete economice. De puteți spune despre ce este vorba? Fără a vă da foarte multe detalii, pot să vă spun că am discutat încă o dată și știa emirul despre proiectul România-Turcia, cablu submarin, și sunt extrem de interesați în a investi în infrastructura de energie. După cum știți, au o relație politică foarte bună cu Turcia, ca și noi, și lucrul ăsta contează pentru investiții mari pe zona de infrastructură. Și de altfel, de dimineață m-am văzut și am discutat și la nivel politic cu CEO-ul de la Qatar Airways, informându-l despre dorința noastră de a lista aeroportul în București-Otopeni, de a restructura și a salvat Aromul. Acestea sunt doar două dintre proiecte. Adică ați propus celor de la Qatar Airways să participe la privatizare? Ar fi extraordinar dacă ar vrea. Tocmai de-aia nu pot să vă dau detalii, pentru că suntem într-o fază exploratorie. Pot doar să vă spun și să vă confirm că în București, în urma vizitei președintelui Erdogan, am avut o întâlnire cu CEO-ul de la Turkish Airlines și că mâine și poimine vom discuta la nivelul cel mai înalt cu conducerea Emirates și Etihad. Pentru că avem o companie pe profit și care se poate dezvolta foarte bine, mă refer la aeroportul București, avem o companie care, din păcate, este încă pe pierdere, Taromu, și eu cred că România trebuie și poate să fie un hub regional pentru una din marile companii din regiune. Dar trebuie să fim serioși. Nu, vorbim aici de parteneriate. Vorbim de parteneriate. Oricum, am aflat și eu cu această ocazie că vor fi două curse zilnice București-Doha, astăzi este una singură,
ceea ce înseamnă că e o piață interesantă și în creștere. De când vorbim de 8 să zic? Sun. N-am intrat în detalii pentru că ține de negocierile cu autoritatea aeronautică și celelalte lucruri, dar mi-a confirmat acest lucru, ceea ce înseamnă că există un potențial, altfel n-ar introduce mai multe curse dacă n-ar fi pasageri. Nici n-am vrut eu să fiu foarte clar, de-aia n-ai înțeles foarte bine. Vreau să vă felicit, să vă urez să fiți cât mai liberi și sunt absolut convins că în România libertatea presei trebuie să fie garantată, iar obligația guvernului este de a fi într-un parteneriat cu dumneavoastră. Deci acum încerc să și aplic ceea ce am spus. Ziceți-mi cum să fiu mai clar. Explicați-ne ideea asta de hub în legătură cu companiile aeriene din Golf și aeroportul București. Vă explic. Bucureștiul este unul din aeroporturile din regiune care s-a dezvoltat cel mai mult, dar care are nevoie în continuare de investiții, pentru că deja începe și să-și atinge limitele de infrastructură. Ori pentru asta, guvernul știți, este acționar majoritar. Pentru asta vreau să procedăm cât mai repede la o listare care înseamnă capital privat care va rămâne în companie, deci nu-l luăm la buget. Cum am făcut și la RomGaz și la Electrica, nu-i luăm la buget banii, ci rămân în companie pentru a se extinde aeroportul. Și la pachet cu aeroportul, care înseamnă sigur servicii pentru toate companiile care operează zboruri la București, căutăm un partener pentru Tarom. Iar partenerul în acest moment în lume poate fi una din companiile din această regiune. Companiile europene, după cum știți, au propriile lor probleme și nu sunt dornice să investească în Tarom, din păcate. Asta rămâne să negociem. Din punctul meu de vedere, orice variantă în care Taromul este salvat este o variantă bună. Majoritar, minoritar, orice. Doar să salvăm Taromul, pentru că dacă vă uitați în jurul nostru, Malevu s-a închis, Bulgaria s-a închis, Air Serbia o duce greu, deci Olimpicul, dacă nu mă înșel, la fel. Deci e o perioadă de reașezare pe piața aviatică mondială și, după cum știți foarte bine, cei mai puternici actori sunt în această regiune, cei care se dezvoltă cel mai repede, și Turkish Airlines, cele trei companii din Golf și Turkish Airlines. De asta m-am întâlnit și mă întâlnesc cu CEO-ul de la fiecare companie în parte pentru a prezenta pachetul aeroport și companie. Eu nu pot să negociez cu tine ce n-am negociat cu ei, de-aia nu sunt clar. Eu am spus că am prezentat intențiile guvernului. După care, dacă există interes, ne vom așeza la masa negocierilor. Nu aveam cum să primesc un răspuns pe loc, vă dați seama. Important este să ne prezentăm dorința noastră. Și după aceea, cu siguranță, dacă există interes, rămânem în contact și intrăm în negocieri. Cred că lucrurile merg împreună. De listare nu poate fi vorba acum cât e pe pierdere. Vă dați seama. E destul de greu să listezi o companie pe pierdere, că ai un eșec. Listezi companiile care au profit. Altceva? Cu mare drag. De ziua libertății presei, încă o dată vă urez multă libertate și răspund la orice. Vă rog. Inevitabil. Sunt pregătit. Reacție, dar am vrea și pentru mine reacție ceea ce privește situația în care se află Gheorghe-Nichita, ce se va întâmpla pe la bun în vedere ca protecție interiorul la Francis Fabius judiciar. Nu cunosc niciun fel de detalii din caz și nu vreau să le comentez. Mă bucur doar că este în libertate și așa cum am adoptat rezoluția la Consiliul Național, pentru fapte de corupție, orice persoană care deține funcții de conducere are o anumită responsabilitate. Deocamdată nu cunosc decât din media și nu pot să-mi
mă pronunț eu, cu siguranță se pronunță justiția dacă e vorba de fapte de corupție. Dacă e vorba de alte fapte, există alte tipuri de responsabilități. Dacă va fi ulterior arestat preventiv? Nu vreau să răspund cu dacă, că nu știu. Nu, n-am apucat să vorbim. Ca toate țările din regiune, partea de agricultură și produse agroalimentare, știți foarte bine că aici sunt țări importatoare în mod constant de asemenea produse și România își dezvoltă și își va dezvolta. După părerea mea, după unul din efectele importante ale reducerii TVA-ului la toate produsele agroalimentare va fi un sprijin pentru producția internă și pentru producători interni și pentru investițiile pe termen mediu și lung în agricultură și în industria agroalimentară. Rămâne cu siguranță de rezolvat problema transportului și cât de competitivi sunt, pentru că sunt în acest moment produsele românești, trebuie doar să rezolvăm și transportul. Și concret, următorul pas va fi următorul pas este desemnarea unui atașat comercial permanent, aici ca și un atașat pe muncă, și o vizită a domnului ministru Tudose împreună cu un grup de reprezentanți ai companiilor din România, după care o vizită la București a reprezentanților Consiliului de Investiții și celelalte instituții care se ocupă de investițiile în străinătate. Vreau să vă spun că anual Qatarul investește în afara țării, nu în țară, nu în Qatar, ci în afara țării, vreo 35 de miliarde de dolari. Faptul că noi n-am știut să ne promovăm și să fim și noi parte acestui fenomen, e vina noastră, nu a lor. Am făcut invitația și sunt convins că va avea loc curând o vizită la același nivel ca cea pe care o efectuăm noi astăzi. Dar, în primul rând, e bine că am ajuns noi după 25 de ani de relații diplomatice. La fel s-a întâmplat și cu Arabia Saudită și veți vedea că în Kuwait suntem de asemenea considerați niște oaspeți speciali pentru rolul pe care l-a jucat România în 1990 la nivel internațional.